Mai multe familii care suferă după pierderea celor dragi sunt acum forțate să-și dezgroape răposații dintr-un cimitir infect. Cimitirul a fost descris ca fiind dezgustător de familiile care își au rudele îngropate în acest loc. Oamenii au fost nevoiți să-i dezgroape pe cei dragilor și să-i incinereze sau să le mute locul de veci din cauza cimitirului aflat într-o stare infectă. Se spune că împrejurimile sunt murdare și că au loc multe jafuri în zonă. O publicație relatează cazul unei femei în vârstă de 46 de ani care și-a îngropat fiica în acest cimitir. Ea spune că picătura care a umplut paharul a fost atunci când mormântul fiicei ei a fost jefuit. Nu am vrut niciodată să o îngrop pe Alicia, dar nu am avut de ales în acel moment, deoarece a avut loc o anchetă privind moartea ei. Când totul s-a terminat, nu am vrut să o readuc la suprafață, dar picătura care a umplut paharul a fost în septembrie anul trecut, atunci când mi-am dus nepoata la mormânt, a spus femeia. Ea povestește că mereu a decorat mormântul fiicei ei în funcție de cele mai importante evenimente care au loc în țară. Când a murit regina Elisabeta a II, de exemplu, femeia a dus la mormânt obiecte care au reprezentat-o pe suverană. Întotdeauna am decorat mormântul în funcție de tot ceea ce se întâmplă în lume, iar la acea vreme tocmai o pierdusem pe regină, așa că erau mici covrigi și alte lucruri de acest gen în jurul ei. Nepoata mea pictase de asemenea două păsări mici și frumoase, dar în acea zi în care am dus-o acolo, oamenii furaseră din nou și aceste păsări fusese răsparte, a povestit femeia. Aceasta a decis să o dezgroape pe fiica sa și să o incinereze. Nepoata mea era foarte supărată și după 18 ani am decis în cele din urmă că trebuie să o duc pe fata mea înapoi. Nu doar furturile din zona au fost cele care i-au determinat pe oameni să-și dezgroape morții, noroiul, mizeria, dar și locul care arată neîngrijit, se numără printre motivele pentru care apar reclamații la cimitir. Dacă nu se întâmplă nimic în următoarea lună, voi încerca să trimit o cerere pentru a-l aduce pe Ethan înapoi. Nu am vrut niciodată ca el să fie incinerat, așa că va trebui să găsesc un alt loc unde să fie îngropat dacă se va întâmpla asta, ceea ce înseamnă că mai multe cheltuieli și mai mult stres, dar va trebui să o fac pentru că m-am săturat, a povestit un bărbat în vârstă de 41 de ani care și-a îngropat fiul în acest cimitir în 2004. Consiliul districtului a declarat între timp că au avut loc lucrări de îmbunătățire a cimitirului, notează Daily Star, relatează știrile ProTV.ro.